trecut eu cu colectivul meu de la chirilică la latiniță. Apelând la Guvernul Republicii Moldova, la Parlament, la Ministerul Învățământului. Prin câte am trecut, nu o să vă spun, însă de ce am acceptat funcția de director? Pentru că acolo, în 95, când era situația cea mai periculoasă, am acceptat să conduc această instituție. Fiindcă sunt român și îmi iubesc poporul, patria, meleagul natal în care m-am născut, pe care m-am născut. Că unii îmi spun, dar păi tu nu ești român, măi, tu ești moldovan. Zic, nu, eu sunt român, fiindcă m-am născut în 1942, când Basarabia aparținea României. Și alte dovezi nu le mai avea la nimeni. Referitor la conflictul transnistrean, toți aici și-au spus părerile, motivele la care am ajuns noi, însă eu vreau să ating unele întrebări pe care trebuie să le primească Guvernul, conducerea Republicii Moldova, pentru a rezolva cât mai repede acest conflict. În 92 am avut un prieten, adică acum, eram prieteni buni, ne întâlneam. Când s-a început conflictul, la 2 martie, când eu veneam de la ore, mă întâlnesc cu dânsul și el îmi spune, dar vai de ghi moldovană, adică aleargă moldovană rete și că îți ucid moldovenii acolo. Dar eu îi spun că el e de Rusia. Zic, nu prin moldoveni ucit, dar oamenii ucit. Trebuie să faci diferența între moldoveni, între oameni, tot și tu ești om. Și ne-am certat puțin. Pe urmă, el a intrat în comanda separatiștilor, a cazacilor, și venim de la ore, într-o zi m-au arestat cu cazaci și m-au pus la KGB, la etajul 3, nu de sus, dar de jos. Acolo erau 3 sus și 3 în jos. Și m-au cercetat, m-au ținut o suflă întreagă, pe urmă am scăpat. Asta e o problemă, o poveste tare lungă. Însă atunci ne-am certat că eu, mă rog, aveam speranța că acest conflict va fi lichidat foarte repede. Și ne-am certat că, pe 2 luni, o să fie înapoi cum am fost, Republica Moldova, integră, de că nu, asta n-ar fi dat, adică de întotdeauna. Și atunci n-am crezut. Dar acum, vedeți semne de 92 și până acum au trecut 25 de ani și nu prea cred în viitorul cel apropiat când va fi rezolvat acest conflict. Și găsesc foarte multe motive. Nu știu, istoricii se ocupă cu teritoriile, când, cine au fost și cum au fost, dar eu cu fapte concrete. În 92, când s-a început conflictul, copiii cei care aveau 5-6 ani și nu înțelegeau nimic, acum câți ani au ei? Aproape 30 de ani. Ei au crescut în ideologia aceea lor, a Transnistriei. Când întreabă-l pe orice copil, și acum au copiii lor, unde trăiești tu, ei spun că Pridnestrovska Moldavska Republica, adică Republica Moldovenească Nistreană. Iată unde trăiești el. La dânsul în cap, e acolo și el, cum mi-a spus el o fetiță că la lecție a fost, i-am pus o întrebare, dar i-a spus, m-ați blocat. M-am blocat. Zic, ei sunt blocați de acum. Ei nu recunosc Moldova, dar recunosc Republica lor și tot. Și acei care s-au născut după dânsii și care se elev tot așa. Majoritatea populației, mai ales din Dubasar de acolo, vorbesc limba rusă. De ce? Pentru că de vremea Uniunii Sovietice, toți militarii care se duceau în rezervă, veneau unde?
Ai Moldova, câți fructe, poamnă, vinuri, cal, tot frumos, și lor le dădeau apartamente. Eu am stat la rând 10 ani, zic, de un apartament și nu mi-au dat. Până m-am descurcat singur. Și toți vorbeau în limba rusă. În Dubăsari era o singură școală moldovenească, unde acum e chirilică, unde am lucrat și eu vreo 4 ani, și școală incompletă din Corjova acolo, suburbia Dubăsari, care acum e gimnaziu. Și erau 6 școli rusești. Faceți diferența. Deci, una medie, una incompletă și ceilalți școli rusești. Grădinițele toate rusești erau. Și majoritatea populației vorbesc limba rusă. Și ei s-au deprins așa. Mentalitatea sovietică care a fost, că Rusia a fost, că Rusia a rămas și Rusia va fi. Și ei desigur că nu prea iubesc Republica Moldova. De ce să o iubească dacă noi vrem integritate, dar ei vor dispărțiți. Mai de una l-am auzit pe Șerba, care președintele de Suprem, într-un sat a fost, i-a felicitat cu o nomastică satul, cum se numește? Cramul satului, da? Și a spus că o să luptăm până când comunitatea internațională ne va recunoaște ca stat aparte față de Moldova. Problema conflictului nu se rezolve de grabă și vă spun de ce. Când este la Bender, Comisia Unificată de Control, în care participă Republica Moldova, Rusia, Transnistria și cine e un nume? Ucraina. Ucraina, da. Și orice problemă care se discută acolo e ca ordinea ori ca la Organizația Națiunilor Unite. Dacă una dintre cele 5 țări pune veto, nu se primește hotărâre, ci așa și la deci așa. Și Transnistria, la orice propunere a Republicii Moldova, ei pun veto-ul lor și nu spuneți cu hotărâre acestea. Și gata. Deci, problema e foarte complicată. În afară de aceasta, niște cazuri concrete vă spun. Că noi vendem o grădiniță din orașul Dubăsari și pentru arendă plătim în fiecare an mai mult. Depinde de peste 1 milion de lei arendă din fondul Republicii Moldova. Dar ei zic că se porșă mai în lor. Băi, dar pe voastră, de ce luați arendă? Și se schimbă suma totală, 1 milion, 1.200.000, 1.300.000, în dependență de fluctuația financiară a rublei transnistrene față de leu moldovenesc. Că leu moldovenesc, când e 50 copii de lor, când e 80, când e 90, și atât de prețul. În afară de asta, în fiecare an, pentru noi toți suntem aici, trece, vine comisia specială de la Tiraspol și de la Chișinău. Comisia mixtă, să controleze condițiile de lucru a școlilor noastre. Și caută clienți ca să ne închidă, că condițiile nu sunt sanitare, nu știu ce acolo. Și s-a întâmplat așa un caz, că nu le plăcea cazanul meu care încălzesc, că avea 70 kW și trebuie înregistrat la Tiraspol. Dar eu nu înregistrez și nu l-am înregistrat. Și ne-am certat puțin acolo cu deștile, monitorul oficial al Republicii Moldova, unde scrie că până la 100 kW poate. Deci, și le spun, iată, asta e lege pentru mine, și arăt monitorul, dar ei, vă nu trăiți în Moldova, dar în Transnistria. Dar eu zic, dar Transnistria oare nu-i pe teritoriul Moldovei? Și am început a certa. Și erau reprezentanți de la Ministerul Educației și până mi-au făcut o săponeală că dumneata trebuie să faci condiții acolo, dar să nu te vorim politică.
Dar el scoare învățământul, ori tot ce se petrece în țară la noi, nu e politică. Asta e politică. Și când m-am adresat juriștilor la Ministerul Educației, tot așa am spus. Mai sta cu gospodăria ocupi de acolo, dar nu cu politica. Apoi cum să fie rezolvată problema asta? Dacă orice problemă care noi o ridicăm, ea este blocată de administrația de la Tiraspol. Dacă au vorbit și domnul Alexandru, știu, că ei pun condiții Republicii Moldova și dacă Republica Moldova nu merge la cedări, ei atunci nu îi scălesc niciun document. Dar ei niciodată nu merge la cederile astea. Fiindcă în spatele lor stă cel mai mare huligan de pe lume, Putin. El. Baronul care conduce cu tot. Și niciodată populația. Iar aici eram niște tabele de încredere a populației de pe malul drept și malul stâng. Și erau controverse acolo foarte mari. De ce? Fiindcă Rusia 150 de metri cub de gaz la populație le dă pe gratis. Celelalte, în plus, un preț minim. Când în Moldova e 7 lei cu un metru de gaz, un metru cub de gaz. O diferență extraordinară. Știi de atâta populația? Cum să-l convingi pe acesta din Transnistria că iată, trebuie să ne unim, să mergem spre Europa și să trăim ca în Europa? Ei vor să trăiască în Europa, dar ca stat aparte. Și problemele acestea, eu mă îndoiesc. Dacă Dumnezeu o să-mi dea zile ca să ajung în timpul celălalt, când Moldova va fi integră. Și eu vă mulțumesc dumneavoastră și poporul român, cum a spus colegii mei, pentru cel mai mare ajutor la dat România Moldovei. Nu Rusia, cu care toți timp spre dânsa. 196 de rutiere pentru școlile noastre. Sute de grădinițe și școli reparate din bugetul României. Ce să mă uit eu la Rusia când ea nu mă ajută cu nimic? De ce să nu mă uit în partea aceasta? Și să fim ca frații. Cu această rutieră care am câștigat-o și eu de la România, am venit zilele acestea, dar suntem cu oaspeți la dumneavoastră, în colegiu, dar așa nu mai putem să venim, pentru că, mă rog, ne avem un asport. Și vreau să mulțumesc conducerii colegiului, domnului director, domnului Constantin Constantinescu, pentru invitație. Suntem foarte mulțumiți că am venit la colegii dumneavoastră, am văzut copiii dumneavoastră foarte frumoși, talentați, dornici de carte, și nu știți la fel, dar a dat Dumnezeu, poate condițiile vor fi și mai buni și mai mulți. Vreau să vă doresc dumneavoastră care sunteți în sală, poporul român, prosperitate și cum la anul viitor se împlinesc 100 de ani de la unirea Basarabiei cu patria mamă, cred că vom fi împreună toți la anul viitor. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, dacă poate eu încerc fără microfonul acesta, deoarece eu pe mine mă deranjează și în cazul când dumneavoastră nu veți auzi ce vorbesc eu, atunci eu îl iau din nou, dar așa nu vreau. Eu îmi aduc aminte cu 4 ani în urmă, într-o sală care nu aparținea Colegiului Național,
Emil Bot, vădea că Emil Bota. Eram invitat eu și directorul adjunct de la Grigoriopol și cu un grup de copii de la Ștefan cel Mare și Sfânt. Nu știam pentru ce sunt invitată, sincer să vă spun. Era o sală plină de copii, de elevi ai Colegiului Național. Eram și eu, mă simțeam aproape ca cum domnul Iorceva cum se simte, cu aparatul ăsta de tensiune în geantă la mine și m-am dus în spate la copii și am stat acolo și ziceam așa, uite, ies eu, oare voi putea să le redau ce copiilor cei ce simțim noi acolo? Sincer să vă spun, nici nu m-am așteptat la acea reacție. Toți copilașii, până atunci mai, nu știu ce mai făceau, mai vorbeau, la un moment dat au muțit și m-am gândit atunci. Probabil că domnul Constantinescu, domnul Dumitru și colegii lor nici nu conștientizează cât de mult înseamnă aceste seminare, numite seminare, dar eu cred că aceste întâlniri de suflet. Și astăzi mă uit la dumneavoastră și mă gândesc, Doamne, câtă lume va transmite, câtă lume va auzi, că uite, în Transnistria aceea, care unii încearcă să o numească Nistrenia, există 8 școli cu predare în limba română, 5 licee și 3 gimnazii, în care învață probabil că cei mai români dintre români, cei mai curajoși și cei mai pomenoși copii. Și cei mai curajoși părinți și cei mai patrioți își aduc copiii. Zicem că, uite, rău, dar noi încercăm să luăm bunul din răul acesta care există. Probabil cel mai important este faptul că educăm copiii așa cum ar trebui să fie și mai apoi prietenia aceasta noastră strânsă dintre noi, în primul rând dintre directori. Se spune acum, după codul educației nou, că un director nu trebuie să stea în funcție mai mult decât 4 ani. 10, zice doamna Elamara. Dar noi nu trebuie să ne dea codul educației pe noi, că noi suntem, deci uneori eu zic că în limba rusă este o expresie care se traduce nu atât de reușit, dar se zice că atâta nu mai trăiește un om. Atât timp când suntem noi în funcție. Unde e mai greu, acolo suntem și noi. Eu sunt basarabeancă, eu sunt româncă, datorită faptului că părinții mei au fost români scriși în pașaport, sunt de pe Malul Prutului și m-a dus soarta acolo în momentul când s-au început evenimentele. O tânără, eram tânără atunci. Și frumoasă, acum mai frumoasă. Și m-am încadrat foarte repede în colectivul acela. Să vedeți ce este interesant. Un oraș din Bendero, cu 190.000 de locuitori atunci, când am venit eu în 89 în acest oraș, cu 18 școli ruse și doar o singură școală predare în limba română, deschis cu un an înaintea mea. Vă închipuiți care era dreptatea? Uite, asta era adevărul. Istoria școlii noastre este una zbuciumată. Când zic cuvântul luptăm, apoi să știți că noi, în adevăratul sens al cuvântului, am luptat. Atât doar că noi nu am ținut arma în mână. Eu cred că nici n-aș lua-o niciodată. Ne-a fost cuvântul și uneori pumnii. Fiindcă în 1994, după repetate încercări de ne-a reîntoarce la grafia chirilică, noi încă eram în subordinea orașului. În 94, la 19 septembrie, noi am venit la școală și când am venit, pe pragul școlii stăteau niște, eu am să le zic babi, chiar erau babi, iar în interiorul clădirii erau oameni înarmați. Veniți să distrugă unicul cui, așa le-au plămit,
unic cuib românesc din Gândea. Iată, de la 19 septembrie până la 23 noiembrie, că zicea Domnul că dacă dă Dumnezeu, nu știu, de fapt nu s-a exprimat așa, dar eu cred așa să zic, că dacă dă Dumnezeu și ajunge că la 23 noiembrie să se redeschide podul acela de la Gura Bucului, care din 92 a fost distrus și n-am fost deschis, apoi iată noi în 23 noiembrie, în 94, după două luni de chin și o bucățică, când nu mai știai, mai este lumină pe pământul ăsta, ori nu mai este, după o lună de lecții în fața executivului, după, într-o zi am blocat pe cei care să intre în executiv, am făcut așa un cordon viu și nu le-am dat voie. Ca să vină cu automatele în mână, într-adevăr cu automatele, să vină șeful administrației locale și să înceapă arunca așa cu automatele. După asta noi iarăși n-am tăcut. Ne-am dus, într-o zi ne-am dus, am făcut un marș cu mii de persoane, copii și părinți, 30 km de la Bezdier până la Tiraspol, ca să ne ducem, să ne mirim la acel Smirnov despre care dumneavoastră ați auzit, să ne vadă, să ne audă că noi vrem să învățăm în limba noastră maternă, la să-i zic cum vrea, dar e limba mea maternă. Ca nu, patru rânduri de batalioane speciale, de oameni înarmați ne-au întâmpinat, înțelegeți? Ca totuși până seara să ia, să intre 5 persoane la Smirnov. Știți ce a spus el? El a spus, voi, moldovenii, trebuie să creșteți pătlăcei. Noi le spunem copilor mei, eu tot timpul vă răspund, mai copii, să țineți minte, voi veniți aici în școală cu predarea în limba română pentru ca să faceți carte bună, bună, bună și să aveți funcții destul de înalt și să conduceți, poate ajungem noi, Dumnezeu ne ajută să ajungem și noi, să avem și noi un guvern, un președinte, niște politicieni care să-și bat capul de Republica Moldova, creată de fapt artificial Republica Moldova. Și să avem și noi o posibilitate să trăim decent. Ce s-a întâmplat mai departe? Din 23 noiembrie, intrați pe ascuns într-o clădire care aparținea Chișinăului și directorul acela gospodării silvice a fost dus în pădure cu automat să-l împuște, dacă ne-a dat voie să intrăm în clădire și după discuții, după nu știu ce, motivând că tipul este un document al Guvernul Republicii Moldova, care e permis să fac lucrul ăsta, noi activăm. Atunci când am intrat în ziua aceea, dimineața aceea, toată duminica ne-am dus și am vorbit cu secret cu părinții, ca dimineața la ora 6, 23 noiembrie ora 6, mai puț, cum era, să intrăm pe ascuns în clădirea aceea și să... Credeți că am dormit zile și nopți acolo, pe uneori de gunoi testă și pe podeaua goală. Dar să vedeți cum o pierie o curățam, că ne bucuram că noi deja am intrat în școală să facem carte. Păi, uiți, adică noi prezul știm foarte mult. Mai departe, ce s-a întâmplat? Lumea a fost încurajată, chiar și școlile acestea s-au încurajat. Au fost încurajate când au văzut că noi am rezistat. Smirnov ne-a desființat. Școala numărul 19, care se numea, pentru dânsi nu mai exista. Dar soarta a fost să fie complet altfel. Lumea s-a încurajat. Lumea vroia să-și dea copiii la școală. Și dacă noi, atunci am intrat 300, în 2002, noi eram 2018 elevi, în 75 clase. Ei, prietenii noștri nu stau să doarmă. Și în 2004, ce zice? Lasă, vă arătăm noi bouă. N-am făcut așa. Mai înainte de asta, au închis unica grădiniță moldovenească, care avea o mulțime de copii. Să nu avem noi copii de unde. Și în 2004 au făcut, au organizat războiul acesta cu școlile. Au înțeles clădirea. Tiraspolul a fost devastat. Li s-a scos absolut cărțile arse, materialele toate, scaune, mies, tot din școală a fost devastat clădirea. A doua zi, pe noi, 40 de milițieni ne-au înconjurat o clădire care noi o arendăm de la dânsii, și făcusem o reparație capitală dintr-un brand japonez, să ne ia clădirea. 47 de zile și nopți, noi am stat la paza acestei
clădiri. Personal, eu 5 zile doar am ieșit, dintre care 3 am fost la Interfax, la Moscova, la o conferință de presă, tot organizat și așa, special probabil că nu mai înțeleg ce se mai întâmplă lumea asta. Și cam mai apoi, peste 47 de zile și nopți, să se retragă într-o zi brusc, fiindcă ei aveau un plan al lor. Ne-au înregistrat pe noi, deci eu teoretic Alexandru cel Bun din orașul de Del, atunci școala numărul 19, ne-au înregistrat așa cum fac, cum să vă zic, cel care îți dorește rău. În limba rusă este un cuvânt foarte bun. Podlei lui, adică cei care din spate, acei din spate, au adus repede camerele, m-au invitat pe mine brusc, acum cum eram cu geanta aceea de la, din școală, vai de capul meu, au adus camerele de la Gideș, fac, 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 să demonstrez că uite, ei fac, ei vor să le rezolve problemele, trebuia să câștige ceva. Ca în spatea la certificatul celor de înregistrare, să scrie, ei sunt înregistrați cu condiția că vor învăța după programa Transnistriei. Dar ce înseamnă programa Transnistriei? Asta înseamnă istoria Transnistriei, să le spun copiilor că Republica Moldova în 92 a venit să-i omoare. Așa? Asta înseamnă geografia și literatura. Mai pe scurt, așa s-a întâmplat.